primar Nicolae Sărdărescu, mă bucur că ne vedem la începutul anului 2020 cu dumneavoastră, ca șef al Inspectoratului Județean de Poliție, dar și ca primar. Am făcut unele dintre cele mai non-conformiste interviuri, pentru că sunteți o persoană dintr-o bucată, cam slobo de gură, e foarte adevărat, și adversarii dumneavoastră politici speculează lucrul ăsta și nu ocoliți răspunsurile care nu vă convin. Din motivul ăsta mă bucur că ne vedem și putem vorbi despre niște lucruri delicate care interesează opinia publică în general și administrațiile publice locale în special. Nu s-a votat încă bugetul, dar cum stați? Pe ce picior veți juca în 2020, an de două ori electoral? Doamnă, în primul rând mulțumesc pentru faptul că ați venit la Horezu, nu știam că veniți. Nu. Și pentru faptul că îmi dați posibilitatea, efectiv, să prezint situația reală a primăriei orașului Horezu. Plec de la remarca dumneavoastră că sunt mai slobod, dar e adevărat. Sunteți a doua persoană care îmi spune lucrul ăsta. Prima persoană a fost unul dintre șefii mei de la IGP, care mi putea în mod frevent faptul că și cu dumneavoastră, cu presa și cu toată lumea, nu pregăteam nimic, ci discutam deschis și spuneam ce gândesc. O fac pentru că mă simt foarte ușurat din punct de vedere, să zic așa, al presiunii așa, că nu trebuie să mă gândesc, nu trebuie să, la ce să spun altceva decât ce este și oricum cred că ați observat în timp, nu la mine, ci în general, faptul că chiar dacă cineva spune ceva, dacă nu este real, tot se va observa că acel lucru nu este corect. Mai mult decât atâta, e bine să se știe efectiv care este situația, indiferent de impactul care îl are. Da, într-adevăr, suntem la început de an, ne pregătim să construim bugetul orașului Horezu, avem 45 de zile conform legii de la promulgarea bugetului național, încă suntem în așteptare, pentru că nu am primit de la Guvernul României bugetul, bineînțeles prin direcțiile administrației financiare, nu am primit bugetul de falcat pe trimestre. Avem un buget doar per total an, buget care nu ne poate permite să începem construcția bugetului propriu. Comparativ cu anul trecut, și am practic repartizarea sumelor, avem situații în care finanțarea este foarte, foarte mică. Și sunt situațiile importante pentru un OAT. Și vă dau exemplu. Pentru încălzirea locuinței nu primim decât 14.000 de lei. Deci încălzirea locuințelor se referă la cazurile sociale care primesc acel ajutor. Pentru 6.900 ceva de locuitori, cât are orașul Horezu, în care avem o pondere destul de mare de persoane cu probleme de natură socială, înseamnă o sumă infimă. Va trebui să o completăm noi. Anul trecut aveam 15.000. Totuși era o diferență, chiar dacă era mică. Un alt exemplu relevant este cel legat de ajutoarele pentru asistență personală. Dacă anul trecut am avut o sumă totală de 21 de miliarde de bani vechi, 2.100.000, anul ăsta nu avem nici la jumătate. Este decât de 10 miliarde. Va fi o problemă. Noi plătim undeva la 1.800.000 pe lună. Deci asistenților personali, atât indemnizația cât și impozitele. Vă dați seama că vom termina acești bani în maximul 5 luni și ceva. Și atunci va trebui să completați din bugetul local. Va trebui să completăm din bugetul local. Anul trecut am văzut banii integral. Bugetul local este, să zic așa, o presiune foarte mare din următoarele motive. În primul rând, avem cheltuieli care sunt nou introduse. Și vă dau exemple. În primul rând, sunt cheltuielile pe tot ce înseamnă asistența medicală.
Și vă, spre exemplu, primăria Horezu plătește integral tot ce înseamnă asistenți medicali, infirmiere și așa mai departe, la creșa orașului Horezu. Deci banii primiți de la guvern nu ne acoperă nici măcar o lună de zile. Dar nu se în fac condițiile, niște studii, niște comparații? Nu s-a făcut nimic. În condițiile în care am avut obligația dată tot de o dispoziție legală, pentru că ce emite guvernul, hotărârile, ordonanțe sunt tot legale, de a stabili salariile asistenților medicali din creșe, de exemplu, sau de la cabinetul medical al liceului, la nivelul spitalului. Adică o sumă enormă. Vă dau alt exemplu. Avem un centru de zi. Ne costă funcționarea centrului de zi în jur de 1.800.000. Bani vechi pe an. Adică cele două educatoare plus încălzire, curent, telefonie și așa mai departe. Merg mai departe cu alte exemple. Care sunt, este acea mult discutată problemă a alocării unor burse. Sunt trei categorii de elevi care pot primi burse de la autoritatea locală. Doamnă, este incorrect. Nu poți tu, guvern, sau indiferent cine ești, să vii și să faci anumite facilități unor categorii de persoane. Acum categoria de persoane o reprezintă elevii, da? Și să-mi impui să plătesc eu din fondurile proprii. Da, anul trecut, când era guvernul dumneavoastră, la fel era... Scria poate, poate, poate. La ora asta, pe modificarea făcută, sunteți obligați. Suntem obligați. Și unde apare problema cea mare? Pe raza liceului, pe raza orașului Horezu, funcționează liceul Constantin Bărcoveanu. E cel mai mare liceu din regiunea Oltenii. Undeva la 2000 de elevi. Avem cel puțin 800 de elevi din comunele limitrofe. Iar legiuitorul spune că bursele acestora, inclusiv cei cu probleme sociale, le plătește autoritatea locală pe raza căreia funcționează liceul. Noi am făcut o simulare și mi-ar trebui 660.000 de lei, 600 milioane bani vechi. Asta e o sumă minimă, lunară. Nu vorbesc de faptul că tot în lege scrie foarte clar că unitatea administrativă teritorială să plătească transportul profesorilor. La ora actuală, pentru că s-a scumpit carburanții și s-a scumpit abonamentele, plătim în jur de 13.000 de lei pe lună transportul acestor profesori. Plătim transportul elevilor. Deci în afară de microbuze care le asigurăm mentenanță, le asigurăm combustibil, deci funcționarea, plătim și șoferii. UAT Horezu, primăria Horezu a trebuit să încheie contract în fiecare an cu o firmă privată de transport ca să transporte, de exemplu, elevii din Săliște, unde sunt foarte mulți, din Romanii de sus. Și plătim la fel, 13-14.000 de lei lunar. Bugetul nou construit nu are în vedere și modificările astea legislative, domnule primar? Bugetul nostru? Cel pe care l-ați primit, draftul. Nu, n-are legătură cu asta. Deci ne vin banii pentru echilibrare, și, dar sunt sume orientative. Că de bază rămâne, practic, valoarea, ca urmare a aplicării procentului de 63% la impozitul pe venit. Dar dumneavoastră luați în calcul un lucru, că s-a scăzut acum 3 ani de zile impozitul pe venit de la 16% la 10%. Deci noi am pierdut mai mult de o treime din valoarea nominală. Deci cotele care le-am primit sunt din ce în ce mai mici. Vorbesc nominal, nu ca și procent. Ca procent degeaba am spus că am 63, când eu primesc mai puțin decât primeam. Așa, în cifre, cât primeați anul trecut, cât primiți acum? Doamnă, pot să vă spun de luna ianuarie. În ianuarie am primit 3.600.000.000, deci 360.000, în condițiile în care eu am salarii de 480.000 numai la primărie, plus 180.000 la tot ce înseamnă indemnizație, asistență socială și așa mai departe.
Eu nu vorbesc numai de guvernul actual. În ianuarie anul ăsta, vorbiți sumele astea? Da, deci vorbesc în ianuarie anul acesta. Deci eu nu vorbesc de modificările care le-au făcut cei din guvernul actual. Vorbesc de modificările de 3 ani jumate când sunt acum, de când sunt eu primar. Sunt multe alte exemple. Avem cofinanțări pe proiecte europene, cofinanțări pe proiectele noastre, pe fonduri guvernamentale. Avem foarte multe alte cheltuieli care efectiv pun presiune foarte mare asupra bugetului local. Deci de unde vreți lua diferența de bani, primar? Doamnă, vă spun diferența de bani? Doamnă, vă spun un singur lucru. Am avantajul, sunt totuși o localitate, un OAT, care are venituri proprii, cu care reușesc să acopăr cheltuielile de funcționare, de personal și celelalte cheltuieli care vi le-am, în mare parte vi le-am expus. Dar rămân foarte puțin bani de lucrări făcute cu banii locali. Deci mă duc undeva spre zero. Eu nu discut de localitățile care n-au venituri absolut deloc. De bine, de rău, Horezul s-a dezvoltat, se dezvoltă și anual ne cresc veniturile. Din comerț, din tot ce înseamnă construcții, tot ce înseamnă concesiuni, închirieri și așa mai departe. Domnule primar, da. E o problemă a guvernanților din toate timpurile. Da. Subfinanțează, da, comunitățile, pentru că un primar bogat e un primar cu atitudine, care comentează atunci când e un derapaj de la lege, pe când un primar sărac stă cu mâna întinsă la guvern, indiferent cine ar fi guvernul. Doamnă, aveți dreptate în totalitate. Vă spun deschis, dacă guvernele, ne-a lăsat în pace cu ceea ce colectăm la nivel local, cu cotele care noi le primim, noi nu primim pomană, Horez nu primește pomană. Că dacă îmi dă mie 4 miliarde pe lună, e pomană. Nu e pomană, e cota din ce produce Horezul. Dacă noi, ei deja înțeleg mie că atâta trebuie să, deci în această repartizare, asta e suma ta trimestială pe cote și implicit lunară. Păi dacă Horezul nu produce, nu le primesc, primesc sub. Dacă nu ne-ar încărca cu cheltuieli, care nu trebuie să fie ale noastre, ce caută la noi, încă o dată, transportul profesorilor, ce caută la noi transportul elevilor? De ce trebuie să susțin eu tot ce înseamnă creșe? Doamnă, la creșa asta nu vin numai copiii din Horezul, vin copiii din toate localitățile. Grădinițele sunt la fel. Liceul este la fel. Spitalul, avem un spital excepțional. Am adus o grămadă de investiții. Și vreau să-i mulțumesc pe calea asta doamnei ministru Pintea. 17 miliarde 700, de fapt 16 miliarde cu 1.700.000 la data administrația locală, înseamnă enorm. În afară de acest lucru, gândiți-vă că am muncit și am obținut 2 milioane jumate de euro pe fonduri europene pentru aparatură. Și vom avea cel mai modern complex. CT-ul, RMN-ul, osteoporoză, aparatură, mamograf, plus 17 echipamente ultramoderne. Suntem în fază de achiziție pe ele. Și multe, centru de zi. Doamnă, toți acești copii, începând de la creșe până la termină liceu, ar trebui să fie patronate și să fie, sau măcar finanțate de către Ministerul Educației. Nu poți să pui în sarcina unui oraș mic cum suntem noi atâtea cheltuieli suplimentare. Că probabil cheltuielile au fost dirijate către administrațiile publice locale pentru că nici ministerele n-au bani. Și atunci Da, doamna, este incorrect. Deci, practic, ne furăm căciula. De exemplu, la toate persoanele cu dizabilități. Au mers pe ideea că le transferă la administrația locală pentru a avea un control mai bun asupra acestor. Doamne, noi nu avem nicio legătură cu asta. Deci aceste persoane sunt declarate cu diferite grade de handicap, nu de noi, ci de acea comisie la nivel județean, care n-are nicio treabă cu noi, nici nu ne... M-ați înțeles dumneavoastră. Mai departe, finanțarea. Dacă eu aș asigura finanțarea pe restul de pe următoarele 6-7 luni de zile pentru care nu am bani, n-aș putea funcționa eu ca și unitate administrativă. Încă o dată, oamenii așteaptă de la noi lucrări care să le satisfacă necesarul. De ce?
necesarul de, să zic așa, de grad de civilizație. Vor drumuri asfaltate, vor rețele de apă, vor orice. Orașul Horezu, ca toate orașele mici și mijlocii din țara asta, nu a avut posibilitatea să acceseze pe fonduri europene nici măcar un metru de drum. Au fost fonduri europene doar pentru localitățile rurale, comunele, în condițiile în care orașul Horezu are 7 sate în componență, cu o populație mai mare decât oricare altă comună din jurul nostru, a zonei rurale. Anul trecut, prin codul administrativ, în final a împărțit categoriile, să zic așa, de locuitori în funcție de unde locuiesc, în două. Zona urbană, care nu mai e zona centru civic, și restul satele le-a trecut în zona rurală. Așteptăm și noi anul financiar al sau perioada de finanțare europeană 2021-2027, să vedem dacă ne regăsim acolo. Rezum, n-am avut soluții decât pe PNDL2, unde am reușit și noi să prindem un drum. Eu sunt foarte mulțumit de PNDL2. Și apropo de acest lucru, acum 3 ani de zile toate primările din țara asta am primit adresă spunându-ne că se va lansa PNDL2 și dându-ne în ordinea priorității ce să finanțează. Toți am știut că se finanțează prioritar învățământul, tot ce înseamnă sănătatea se finanțează prioritar, am știut că prioritar se finanțează infrastructura, da, un drum, nu mai multe, canalizarea și apa. Toți am știut acest lucru. Aveam discuții multiple cu primarii când mergeam la asociații, inclusiv cu primarii, care s-au luat ce foarte bună, prieteni de ani de zile. Eu am prins 4 proiecte, dintr-un singur motiv. Că am mers pe structura care mi s-a cerut inițial. Dom'le, ăștia le finanțăm prioritar. Păi, degeaba, îmi spui tu ca primar că n-ai primit decât o finanțare pe PNDL2, în momentul când tu ceri parc, care știai clar că nu e prins, cereai traseu montan, cereai chestii de genul ăsta. Primar, dar eu vă dau exemplu de localități, Vâlcene, unde s-au primit bani pentru alimentare cu apă, dar pentru niciun metru liniar de canalizare. Și neastră ca primar înțelegeți că nu poți să te bucuri că ai alimentare cu apă dacă se ivește o altă problemă unde deversezi apele reziduale. Nu puteți să-mi dați exemplu ăsta. Să vă spun de ce. Doamnă, când s-a cerut, avem localități în Vâlcea care nu stă în asociația intracomunitară apă, adică apă, da? Vâlcea. Așa. Nu sunt. Și au preferat să stea deoparte, să nu se înscrie în această asociație și să ceară individual bani pentru canal și apă, doamnă. Dar și cele din asociație în aceeași situație sunt. Cele din asociație n-am primit nimic. Păi, doar pe hârtie. Că și eu regret faptul că nu m-am rupt de această asociație și de ce n-am mers independent să cer pentru localitatea în sine. Dar vă spun lucru, eu am gândit-o în felul următor. Dacă sunt bani europeni pentru acest lucru, de ce să cheltui bani guvernamentali când poți să dau la drumuri sau la orice altceva? Nu mai bine ne ucem luăm bani europeni pentru ce se finanțează. Și nu vedeți că nu s-a cheltuit niciun ban european din sutele alea de milioane de euro? Doamnă, cred că vă dați seama că am fost afectat direct de acest lucru din motivul următor. Văzând că nu mai vine canalul și apa și știind așteptările populației, a trebuit să facem asfaltări, infrastructură. Conștienți fiind de faptul că dacă se pune în practică master planul, va urma să se distrugă aceste... Dar ce putem face? Și toți primarii am gândit la fel. Nu pot să stau pe ceva care cu semnul întrebării și să nu dezvolt latura cealaltă. Domnule primar, dar cu bunele și cu relele bugetului ăstuia, cum spuneam, anul 2020 are printre altele și alegeri locale. Da. Și când vă veți duce să vă prezentați în fața electoratului, că vreți, că nu vreți, va trebui să apăreți cu programul și promisiunile electorale de acum 4 ani. E corect. Deci vreau să vă spun că deja am început să creionez. Este un fel de raport față de raport care l-am făcut an de an. Dar îl voi prezenta în amănunt. Va fi format A4. Prima coloană va fi ce am promis. A doua coloană va fi ce am făcut. A treia coloană va fi de ce n-am făcut acolo, n-am putut să fac. Și ultima coloană ce propun să fac în următorul mandat. Nu candidam acum 3 ani jumate dacă nu eram convins că voi câștiga.
mai ales că am fost 5 candidați. Am fost convins că voi câștiga, după ce personal mi-am făcut un sondaj neprofesionist, adică cu o firmă de sondare și așa mai departe, ci am luat aleatorul persoane care nu aveau legătură cu Horezu, i-am rugat frumos și le-am dat în mână harta orașului să plece pe fiecare stradă, fiecare, și să ia o casă, da una, nu, în stânga-dreapta. Când am văzut rezultatul, a fost perfect pentru mine. Am repetat acest sondaj în campania electorală și am văzut că proporțiile sunt cam aceleași. Rezultatul alegerilor a fost minus 2% față de ce aveam în sondaj. De data asta am împlinit sondaj unde stau foarte bine, adică ceilalți candidați adunați la un loc nu mă ajung, cu procentele lor nu mă ajung. Iar pe data de 31 voi face un sondaj casă cu casă, apartament cu apartament, și voi avea valoarea exactă. Dar credeți că vor răspunde corect alegătorii? Da. Adică nu vor spune că vă votează și la momentul respectiv. Deci v-am dat exemplu de acum 3 ani jumate, în care am fost diferența între ce am obținut din sondaj și ce am făcut, 2%. Pentru că e o întreagă discuție, domnule primar, legată de alegerile într-un singur tur de scrutin și în 2 tururi. Cum v-ar avantaja pe dumneavoastră personal? Sincer? Uh-huh. Deci câștig în ambele variante. Având un avantaj fantastic. Suntem o localitate mică, de aproape 7.000 de locuitori, în care toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Și sunt singurul candidat care este din Horezu, în care părinții mei, părinții lui maică mea, socrii, cuscrii și toată lumea sunt din Horezu. Și contează mult? Fantastic. Pe una e să vii de la început cu 200-300, 400 de rude. Dacă vă bătează toate legați rudele. De tine. E, vă dați seama că data trecută m-am bătut cu, după nevastă, văr primar, cu fârtat. Dar lumea trebuie să... Adică ei n-au înțeles ceva. Lumea s-a săturat de lozinci și de imagini. Într-o zonă ca a noastră nu contează coloratura politică. Contează omul. Politicul, știți, unde intervine în orașele mari. Gen București, Cluj și așa mai departe. Are o pondere mare. Inclusiv în Vâlcea, municipiu, că nu e un municipiu foarte mare. Contează omul care candidează. Mai puțin partidul. Scorul PSD-ului sau scorul PNL-ului ca partid, scorul politic, îl știu. Pentru că dacă faci o medie la legile care reprezintă partea politică, adică consilier local, consilier județean și cu parlamentare, și faci pe ultimele alegeri, nu de un an, pe etape, vezi că scorul nu se modifică decât poate cu 3-4-5%. Pentru a ajunge la alegerile locale, domnule primar, da, și la alegerile de tot felul, trebuie să trecem împreună un cop. Da. Magistrații au anunțat ieri, într-un comunicat de presă, că asociația lor a decis cu unanimitate de voturi, pe lângă faptul că vor suspenda procesele de tot felul cu mici excepții, că nu se vor implica ca președinții biroului electoral de circunscripție și a biroului electoral județean. Cu alte cuvinte, vor boicota alegerile locale. Ce soluții aveți? Doamna, cât timp am lucrat în sistemul militar de ordine și siguranță publică, aveam de foarte multe ori și noi nemulțumirile noastre. Practic, primeai de la an la an fonduri mai puține, mai puține, și trebuia să te descurci cum poți. Dar niciodată nu s-a pus problema în a șantaja. De fapt, e un șantaj indirect. În a șantaja guvernul sau nu știu ce, altă instituție națională, pentru rezolvarea unor probleme personale. Sunt situații în care nu poți, indiferent cine ești, să nu-ți faci datoria. Și uite, de exemplu, tot ce înseamnă procese cu arestații. Ele sunt obligatorii. Aia da. Tot ce înseamnă, vă dau un exemplu, tot ce înseamnă alegeri, este o problemă de interes național, asta nu ai cum să boicotezi. Poți să boicotezi altceva. Poți să boicotezi și poți să îți manifesti în diferite feluri nemulțumirea față de o activitate. Dar eu vă spun că magistrații vor participa la aceste alegeri. Cu tot anunțul lor și cu tot votul lor în unanimitate? Sunt convins și pot să vă stau și scris că vă participa, doamnă.
Pentru că într-o instanță, indiferent de natura ei, sunt mai multe categorii de funcționari. Sunt judecătorii și judecătorii, da? Sunt grefierii, da? Și personalul auxiliar. Eu nu știu ca judecătorii să aibă probleme cu pensiile. Problema se pune, pensiile de serviciu. Problema se pune pentru celelalte categorii. Se pune și pentru magistrat, și pentru judecători. Eu cred că nu. Eu am văzut declarațiile. Eu cred că nu sunt atât de inconștienți cei din guvern să schimbe efectiv criteriul privind magistrații, având în vedere că există niște hotărâri ale înaltei curți de scuzați-mă, a Curții Constituționale și inclusiv la nivel european, a Curții Europene, în care spun foarte clar că acest corp al magistraților beneficiază de niște drepturi, inclusiv de pensie de serviciu. Domnule primar, tocmai vorbeam despre întrebări atipice, despre interviuri Da. atipice și nu m-ar ierta telespectatorii noștri dacă nu v-aș întreba cu privire la un aspect. Dumneavoastră sunteți unul dintre puținii primari vulceni care, primar în funcție fiind, aveți și pensie. Da. Există o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție potrivit căreia aleșii de tot felul pot să De beneficieze acest și de cumul. pensie Da. fără niciun fel de problemă pentru că sunt aleși. E corect. Deci e corect ce spuneți dumneavoastră. Dar Știu. vreau să vă spun un lucru. Eu n-am venit la primărie ca să câștig bani. Pentru că de mine de rău am resursele necesare. Și plus că am copii căsătoriți, fiecare cu problema lui, cu familia lui. Eu am venit la primărie decât din dorința de a face ceva pentru oraș. Și ca să vedeți că este, să vă demonstrez că este corect, înainte ca eu să candidez, nemulțumit fiind de ce se întâmplă în Horezu și de acest gen de politică de grup, de gașcă de grup, am rugat două persoane să candideze ele. În primul rând am rugat pe domnul primar Niță, cu toate că era de la PNL la timpul respectiv. Și vă spun deschis, dacă primarul Niță rămânea primar în continuare, nu pierdea alegerile după primul mandat, asta fiind în 2008, orașul arăta altfel. Deci localitatea avea altfel. Plecase perfect, este omul care a adus finanțările necesare, care a construit acest grup care lucrează pe fonduri și așa mai departe. Și care a lăsat în urma lui și lucrări concrete, mă refer la Liceul Constantin Brâncoveanu și Spitalul, că văd guvernanții că atacă permanent, că actual, că nu s-a făcut niciun spital nou în țară. Noi avem spital nou în țară, de exemplu. Și mai mult decât atât, a lăsat domnului Nițu, care a urmat după el, a lăsat contracte de finanțare semnate și proiectele în stare avansată. El e primul care l-a rugat. Doamne, te rog frumos, e localitatea noastră. Du-te și candidează. Și mi-a spus, nu mai pot candida, am o vârstă, dar te susțin pe tine. Bun, m-a dus la domnul Nițu. Și l-am rugat același lucru. Domnul Nițu mi-a înșelat total așteptările și atunci și după ce am preluat mandatul. Mi-a spus că nu mai candidează, nu vrea să mai candideze, vrea să fie liniștit și vrea pace toată. Eu spunându-i că îl susțin total cu familia și cu toate rudele și sunt convins că va câștiga. Ca să văd după aia că s-a dus la un partid, nu i-a convenit imediat și după aia s-a dus la al doilea partid, la PER. Deci și are 5 partide sau 6 pe la care a trecut. Eu, în momentul, deci de 2 ori m-am dus și l-am rugat să gândească, să gândească. Eu nu aveam niciun gând, vreau în liniște. Am candidat la primărie deschis. Că ăsta e motivul pentru care am momente în care nu pot să înțeleg anumite lucruri. De câte ori mă cum local, nu m-am dus niciodată pentru lucruri personale sau pentru apropiați, ci numai lucruri importante pentru oraș. Neavând niciun interes de natură materială, mie nu trebuie. Și din banii care iau la primărie, cel puțin 50% la mine se duc lunar pe acte sociale. Concrete. Da? Fără să știu. Adică, ce faceți? Adică sunt copii care nu au venituri. Și ajutați din... Financiar îi ajut total. Sunt bătrâni care au probleme. Financiar îi ajut total. Dar vreau să vă spun, lucrul ăsta îl făceam și înainte.
venea la poliție. Fratele meu e preot. Acum e la Craiova, a plecat cu înalt preasfințitul cu mitropolitul și are parohia din centrul Craiovei. Mai făceam chestiile astea, amândoi. Așa cum am și surorile. Anunță, strângem bani împreună sau duc decât eu, că ei au o situație mai proastă decât mine, dar astea nu trebuie spuse. Da? Am aici 2-3 oameni care știu ce fac, de câteodată mă și prumul ăla îmi dă, că îți dau la sală că trebuie, și care îmi zic că o să ajung în final să mănânc covriș pe aici, că banii nu există. Dar ce fac? O fac pentru sufletul meu, nu pentru altceva. N-am spus niciodată, asistența socială știe, doamna șefa sau încă ceva, că îi cer să-mi semnaleze situațiile astea, preoții din zonă știu că le cer să-mi semnaleze chestiile astea, sunt chestii de suflet, da? E, nu mai vorbesc de faptul că la salariul meu și la salariul vicelui, care se stabilește concret, nu m-am legat de nimic în plus. Sunt primării similare care au salarii mult mai mari decât la meu. Deci am mers la nivel rezonabil. Mai mult, acum 2 ani de zile, mi s-a și atras atenția de la prefectură că avem un nivel de salarizare mic față de... Da? Are să vedea anumite chestii. Nu v-ați creat antipatie în rândul funcționarilor publici, menținând nivelul ăsta mic, că poate oamenii și-ar fi dorit să aibă niște salarii comparabile cu, nu știu, o primărie de comună care nu are atât de multe probleme, dar are salarizarea mai bună. Nu am respectat niște principii. Nu le-au mici. Nu. Dar am respectat niște principii. În primul rând, ca să nu existe discuții, am ținut cont de acel principiu al nediscriminării. Și vă spun că sunt angajați în primărie care pe aceeași funcție, pe aceleași atribuții, au același salariu. Și am păstrat și ierarhizarea în sine. Ținând cont de ce face fiecare clasă, pot să spun așa. Nu au salarii mici, dar n-am putut nici să le dau salarii mari. Nici eu, nici vicele, n-am luat tot. Înțelegeți? Cât e un salariu minim sau maxim? Doamne, eu am cel mai mare salariu în primărie. Salariul meu în primărie este în mână de 8.300 de lei lunar. Acel principiu că primarul trebuie să aibă cel mai mare salariu la nivel de oate nu există. Sunt funcționari în Horezu, de exemplu la spital, funcționari, nu zic de medici, care au salariul poate și de 1,5 ori mai mare ca al meu. E un exemplu. Salariile în primărie la cei cu studii medii nu sunt sub 1.800 de lei în mână. Iar la cei cu studii superioare, dar care au clasele mici și nu au nici vechime, sub 2.500-2.600 de lei nu există. Dar nu dă nimeni în prânci, pe nicăieri. Acum, domnule primar, pentru că printre multe alte lucruri bune, dar și proaste, socialdemocrații au creat o discrepanță uriașă între sistemul public și sistemul privat. Eu, ca plătitor de impozite și taxe, dincolo de faptul că mi-aș dori să îngroș armata funcționarilor publici, vă întreb pe dumneavoastră de ce un funcționar public care primește 3.000 de lei, să spunem, da, face joc de gleznă. Da. Nu e de fiecare dată empatic cu bietul plătitor de impozite și taxe. Și dacă dumneavoastră, la primărie, eu am vorbit ipotetic, aveți cazuri din asta. Doamnă, eu sunt membru PSD și fac parte din Partidul Social Democrat. Nu mi-e rușine, nu mi-e nimic să spun lucrul ăsta. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, singurul partid care efectiv totul se gândește la oameni este PSD-ul. Și eu nu o spun ca... O spun ce simt eu și ce văd eu. Cu bunele, cu relele, că au fost și destul de multe, dar foarte multe lucruri au fost bune, au fost și destul de multe rele, pe care nici noi nu le-am înțeles. PSD-ul totuși, și vă spun, din discuțiile cu oamenii, și cu pensionarii, și cu doctorii, și cu profesorii, și cu... s-a cunoscut. Da, ați înțeles diferența asta dintre, da, și voi explica, sistemul public și voi explica, privat? Voi explica acum. PSD-ul a greșit din punctul ăsta de vedere într-un singur loc. Că n-a făcut acea reorganizare administrativă teritorială. Și să vă spun de ce. Să ne creeze cadrul legal, să stabilim împreună la nivel local, la Horezu, de exemplu.
să-mi dea posibilitatea, asta însemnând să modifice câteva legi privind tot ce înseamnă codul muncii și așa mai departe. Stați puțin. Nu e obligatoriu. Și vă spun de ce nu e obligatoriu. Eu știu ce vreți să spuneți. Că se sfințează o atesă, nu e obligatoriu. Și vă spun de ce. Să ne dea posibilitatea să facem reorganizare la nivelul fiecarei unități administrative teritoriale. La ora actuală, pe cadrul legal existent, este foarte greu să faci reorganizare. Te alegi cu zeci de sau sute de procese, litigii de orice natură și așa mai departe. Dacă ar fi mult mai clar și dacă ar da putere de plină Consiliului Local și ordonatorului de credite, fiecare primar și-ar evalua necesarul de încărcătura și necesarul de funcții pentru a construi acel aparat, suport al primarului, ca așa să și numește, și să nu fie nevoie să țină în structură, să zicem, 100 de angajați, să țină 50 sau 60, de cât are nevoie. Și de ce n-are curaj niciun partid să facă lucrul ăsta? Doamne, eu sper să o facă. Nu pentru binele meu. Eu sunt trecător. S-ar putea la vară să mai fiu sau să nu mai fiu primar. Și ăsta e un atu față de ceilalți primari care sunt contra candidații mei. Eu mă duc degajat, lejer la aia. Știu ce am făcut pentru oameni. Știu ce le-am promis. Pot să le răspund oricând în față fiecăruia și la mine de 3 ani jumate am sistemul de audiență în felul următor. Nu există. La mine de la ora 8 până la 4 ușa e deschisă non-stop și vine fiecare. Și dacă veniți, vedeți 15, 20, 30, 40 de oameni zilnic care intră. Nu vorbesc de cei din primărie. Bun. Ne trebuie o hotărâre la nivel național. Părerea mea că nu s-a dorit și sau nu s-a făcut tocmai datorită acestor, să zic așa, alegeri, etape și așa mai departe ale alegerilor, căs locale, căs parlamentare, căs prezidențiale. Că n-a existat timp fizic sau n-a existat voință politică, domnule primar? Voință politică. Este o voință politică. Și trebuie să te sacrifici ca partid. Să știi clar că este riscul ca să pierzi. Dar președintele României, care este un mediator, dânsul ar trebui să îi cheme, să discute, să facă acea convenție la nivel național al tuturor forțelor politice pe proiectul, de exemplu, de centralizare. De la Adrian Năstase, domnule primar, n-a mai existat o asemenea pace socială și o discuție cu toți competitorii. Dar eu vă spun că, spre deosebire de dumneavoastră, cred că lucrul ăsta, deși absolut necesar, nu se va întâmpla niciodată. PSD-ul va continua să contabilizeze numărul primarilor, viceprimarilor, consilierilor, președinților de consilii județene, ca și liberalii de altfel. Nimeni nu-și dorește să piardă nici măcar un om, pentru că el contează în momentul votului. Vă contrazic puțin aici. Contraziceți-vă. Deci știu curentul care există la ora actuală. Este o determinare totală, inclusiv de a se sta în opoziție și de a face reformă totală, înțelegând totuși, chiar dacă este ceasul, nu știu câtelea, că nu mai merge așa. Adică, hai să ne gândim efectiv ce trebuie făcut o structură, o restructurare majoră și să-i dăm drumul asta că nu există în toată cale de toarce. Socialdemocrații au majoritate în Parlamentul României. Vor propune? Nu au. Doamnă, nu au majoritatea. Eu vă spun deschis că discutăm. Nu avem majoritatea. Pentru că balanța o înclină puterea. Minoritățile și cei care sunt neafiliați. Nu o au. Iar în momentul când ai un președinte care este clar partizanul în anumite zone politice, este fantastic de greu ca să poți să-ți promovezi sau să faci ceva concret. Dar ca să nu... Să, vă spuneam că se poate face așa zisa descentralizare și altfel. Eu acum 3 ani jumate când am venit cu programul, știam foarte clar, de exemplu, Măldăreștiul, care mai are decât 1700 de locuitori și care nu are buget nici măcar cât plătesc o salarie într-o lună, e foarte greu să dezvolte. La rândul meu aveam nevoie de Măldărești din 2 puncte de vedere. Odată, să-mi crească populația, să pot accesa fonduri europene, pentru că și aceste fonduri se dau în funcție de numărul de locuitori.
și se pot obține fonduri europene să ne dezvoltăm împreună. Și doi, mă interesa practic zona lor istorică, care uite că este în, cu probleme, că dacă era a Horezului, mă duceam, mă împrumutam și cumpăram culele, de exemplu. Și făceam un alt pol de atracție pentru zonă, în afară de ceramică și mănăstire. Și o puteam face, că legea îți permite să faci acest lucru independent de tot ce înseamnă vederi legale la ora actuală privind descentralizarea. Puteam printr-un simplu, printr-un două referenduri, unul la Mădărești și unul la noi, să facem să ne să-i preluăm. Și în loc să fie orașul, în loc să fie comuna Mădărești, era orașul Horezul, cartierul Mădărești. Era simplu. Și undeva după Podmoliv. Vă explic imediat. Gândiți-vă că eu am discutat cu primarul în funcție la început. Acum s-au schimbat lucrurile. Gândiți-vă că audita mai construcția liceul la Uriaș, care stă degeaba, nu funcționează, se va dărâma. Gândiți-vă că iar noi nu avem loc în liceul Constantin Brâncoveanu și am nevoie efectiv de spații. Gândiți-vă la faptul că încă o dată riscă să piardă din patrimoniu lucrurile importante. Un alt exemplu, apa Măldăreștiului e dată de Horezul din stațiile noastre ale Horezului. Gândiți-vă că stația de epurare o avem pe teritoriul lor, de aia Horezului, putea fi folosită în mod comun, multe, multe alte argumente. Eu am discutat cu foarte mulți oameni din Măldărești pentru că lucrând în zonă, îi cunosc și sunt limitrofi, avem o relație bună. Oamenii înclinau să zică, da, nume, foarte bine. Noi le-am demonstrat că impozitele și taxele în zona rurală la Horezul sunt mai mici decât lei. Și faptul că putem, că am adus investitori și putem să angajăm tot ce înseamnă de acolo. Nu vorbesc de faptul că de acolo vin și la crește și își aduc copiii și așa mai departe. Cine s-a opus, domn primar? Nu s-a opus nimeni. Dar ce n-a mers? S-au schimbat, s-a schimbat optica. La Măldărești. La Măldărești. Se apropie alegerile locale. E nevoie de un primar, de un viceprimar și de un consiliu local. Să ia și ei bani. Da. Ceea ce este incorrect. Și mie v-am zis, îmi convenea să facem această unire, că puteam să practic să accesăm fonduri importante. Domnule primar, asta e o decizie care trebuie luată la nivel național. Toate comunele sub un număr de locuitori nu, ar trebui... Nu, doamnă, nu este criteriu. Știți care e criteriul cel mai bun din punctul meu de vedere ca primar? Toate localitățile care nu se pot autofinanța să nu se mai finanțează la bugetul ăsta. Păi dumneavoastră credeți că localitatea Rumcu cu 700 de locuitori se poate finanța? Nu, doamnă, și atunci nu mai primește la asta nimic. Și atunci e obligată să meargă spre cea mai apropiată localitate. Vă repet, trebuie să existe voință politică și o decizie la nivel național. N-ai cum să lași primăria Rumcu fără niciun ban. Da, dar v-am spus că criteriul mie nu locuitorii, ci posibilitățile financiare. Ai bani să te susții? Susține-te. Nu ai bani? Nu-ți dau. Vă întrebasem dacă aveți angajați care până la urmă doar mimează activitatea în primărie. Da, sunt destui. Sunt destui, eu știu, am discutat cu ei în mod repetat. Nu am vrut să fiu deplasat la începutul mandatului ca necunoscând ce poate face fiecare și capacitatea intelectuală a fiecăruia și încărcătura care are fiecare, să iau vreo măsură împotriva lor, practic de a elimina din schema, din schema de funcționare, din statul de funcționare. Câți ar trebui eliminați? Doamnă, punctul meu de vedere este următor. Activitățile care le are în sarcină primăria, vă spun că 30% minim din angajați nu sunt necesare acestei unități. Și dacă ziceți lucrul ăsta, dintr-un foc, rămâneți cu 30% în minus voturi plus membrii familiei. Bine, dar de ce să vă mint? De ce să vă mint? Eu am propus și am mers în Consiliul Local. Acum o lună să aprob nou stat de funcții. În care discutam de funcții, nu discutam de oameni. Ca de obicei, PNL-ul și Cuperul s-au opus aprobării acelui stat de funcții. Era statul care îmi permitea mie, practic structura organizatorică, care îmi permitea mie și Consiliul Local să începem restructurarea, reorganizarea. Și reorganizarea eu am văzut-o în felul următor.
ca să nu fie, și nu îi trebuie de nimic subiectiv. Stabileam de comun acord cu Consiliul Local care e numărul de funcții. Nu discutam de numere de oameni. De care este nevoie? Scoteam la concurs toate aceste funcții și avea dreptul să dea fiecare concurs din toți angajații pe funcții respective. Analiza rezultatele concursului? În niciun caz eu sau angajați din primărie. Pentru că fiind subiecti în activitatea asta, nu avem ce căuta. Solicitam ANFP-ului și prefecturii Râmnicu Vâlcea și eventual Consiliul Județean să ne dea specialiști pe fiecare specialitate în parte, comisii independente, ei făceau subiectele, ei stabileau bibliografia, ei verifica rezultatul. Și știam că plecăm la drum ca, cum să vă zic eu de asta, numai cu numărul necesar de oameni care pot să rezolve problemele cetățenilor. N-aveți majoritate în Consiliul Local? Nu l-am. Nu l-am și cu cât se apropie alegerile, cu atât mai multe probleme am în promovarea unor proiecte de interes al întregii comunități. Ce mai e la vârful lui Roman? Doamne, este foarte bine. N-aveți utilități acolo, nu? N-ați tras. Avem apa. Apa. Da, doamnă, și joia trecută am fost la CEZ, a fost ultima întâlnire cu CEZ-ul, pentru că între timp, pe contractul de parteneria care îl avem cu CEZ România, s-a făcut practic studiul de fezabilitate, s-a stabilit suma și etapele de dezvoltare a tot ce înseamnă infrastructură electrică, de distribuția energiei electrice, și am fost să discutăm și am stat câteva ore la cel mai înalt nivel la CEZ, de la director până la specialiștii care au nevoie. Eu am fost aici în primărie cu încă doi angajați care lucrează pe activitatea asta. Și suntem în faza în care ei așteaptă ca noi, primăria, să semnăm contractul de cofinanțare. Dacă semnăm contractul de finanțare, îl târziu în toamna acestui an să fac lucrări, iar în primăvara anului viitor există energie. 20.000 de volți. Iar studiul de fezabilitate și soluția aleasă este cu dublă alimentare. Una dinspre stațiile de la Cerna, de linia de Cerna, înaltă la Cerna, și a doua de la Unele Mari, care elimină orice posibilitate de întrerupere a curentului electric. Terenurile sunt concesionate în continuare de către Obște? Da, ei sunt cei care concesionează terenurile. Noi nu avem deținem terenuri în zona concesionată. O să deținem în zona de pârtii după ce să ajungem în zona aia, că avem patru munți pe culmea de la 2000 de metri. Drumul aparține Obștii zilele astea. Pentru că Obștea și-a arătat deschiderea totală să le dea. Avem o comisie constituită între OAT Horezu Vaiden și Consiliul Județean. OAT Vaiden are probleme pe traseul lor de drum pentru că sunt și proprietăți private. Noi nu avem probleme. Iar eu în cel mai scurt timp o să predau rețeaua de drumuri Consiliului Județean. Și va fi drum județean și sunt convins că domnul Rădulescu se va ține de cuvânt. Va fi tot în regulă. Așa. Am o singură problemă în cofinanțare. N-aveți bani. Pentru prima etapă, partea primăriei Horezu este de 1.200.000 de euro. Ca să ajungă curentul până sus de tot la vârful Roman. Urmă ca etapa a doua să vină și pe zonele secundare și așa mai departe. Eu 1.200.000 de euro nu-mi permit să-i cheltui. Pentru că nu am de unde. Pot să vin cu 350-400.000 de euro. Din acest motiv, am luat legătura cu Obștea zilele următoare și cu o parte din cei care dețin loturi, cu cei care am discutat și au arătat susținerea să vină să contribuie cu o sumă modică de 300 până la 500 de euro fiecare, astfel încât să acoperim întreaga sumă. Banii respectivi cu care vin ei vor fi într-un cont separat. Noi, primăria, va face un contract de cofinanțare, de sprijin cu asociația, că ei au o asociație, sau cu Obștea, și banii vor fi virați direct în contul CEZ-ului, și de noi și de ei. Domnule primar, mai departe, erau discuții că nu s-a deschis pârtia și că nu a funcționat. Doamnă, eu nu le-am dat voie să... Nu le-am dat. I-am convins că nu e bine să funcționeze. Deci primul investitor s-a asociat cu încă doi investitori, foarte puternici financiar, și
au plătit 1,5 milion de euro ca să facă master planul de dezvoltare pe zona respectivă a lor. I-au întârziat proiectanții 3 luni de zile. Nu puteam să fim de acord să vină la finalul octombrie să înceapă lucrările sus. Pentru că e zonă montană, nu puteau să sape, nu puteau să toarne și așa mai departe. Motiv pentru care în luna martie, altăzi în aprilie, depinde de timp, vor veni toate materialele necesare, iar până în toamnă vor fi gata 30 de pensiuni mari, hotelul, primul hotel și primul restaurant în zona montană. Au timpul necesar. Domnule primar, nu mai am vreme, aveam o curiozitate în ceea ce privește funcția dumneavoastră de șef al administrației publice locale, dar promit că voi reporta la următoarea noastră discuție curiozitatea. Vă mulțumesc mult de tot pentru discuție. Eu vă mulțumesc, doamnă, pentru că mi-ați dat posibilitatea, chiar dacă o să fie discuții pe ce am zis, mi-ați dat posibilitatea să spun ce gândesc.